În seara aceasta ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul pe care ne-l dă Dumnezeu în Evanghelia după Matei. Biblia este o carte în care sunt întrebări extraordinar de importante. Multe, multe întrebări sunt în Biblie și nici o întrebare pe care o așează Cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură nu este fără importanță. Când Dumnezeu intră în grădina Edenului după ce Adam a păcătuit, Dumnezeu întreabă: Adame, unde ești? Este o întrebare menită nu să-i dea informații lui Dumnezeu, ci să-l ajute pe Adam să înțeleagă unde a ajuns. Atunci când Domnul Iisus i-a întrebat pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? A pus o întrebare menită să-i ajute pe ucenici să înțeleagă identitatea și unicitatea lui Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Când apostolul Pavel pe drumul Damascului întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Este o întrebare a unui om care a înțeles că voința lui se subordonează voii lui Dumnezeu și de acum încolo va trăi în ascultare de Dumnezeu. În Matei 27 însă, guvernatorul Pilat pune o altă întrebare și este una dintre cele mai mari întrebări când avem de-a face cu mântuirea noastră. Întrebarea pe care o pune guvernatorul Pilat în Matei 27, versetul 22, este aceasta: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Este o întrebare pe care Pilat o pune pentru el și fiecare om care s-a născut pe fața Pământului se întâlnește cu această întrebare cel puțin o dată în viață. Ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Fratele Petrica a menționat dimineață această întrebare în contextul mesajului de dimineață. Vreau să ne întoarcem la întrebarea aceasta și până la sfârșitul serii fiecare dintre noi va trebui să răspundă această întrebare. Ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Pentru că cel puțin o dată în viață ești confruntat cu realitatea existenței lui Iisus Hristos și realitatea faptului că se apropie de tine și trebuie să răspunzi ce să faci cu El. În Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos se apropie de ușa inimii oamenilor. Și când este la ușă, spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschid, decide ce să facă. Este la ușă. Voi intra la el. Voi cina cu el, spune Domnul Iisus. Când vorbim despre Domnul Iisus, nu vorbim despre o persoană oarecare care a trăit acum 2000 de ani undeva în Palestina, ci vorbim despre unicul Fiu al lui Dumnezeu. Vorbim despre cea mai importantă persoană a istoriei și a veșniciei mântuirii noastre. Avem o familie de prieteni în Anglia care, în contextul unor schimburi de studenți între Anglia și Spania, au hotărât să primească în gazdă un student spaniol. Și spre uimirea lor, când le-a fost repartizat studentul, numele studentului, numele de botez era Iisus. S-au trezit în casă cu un student care se numea Iisus. Și ne-au povestit puțin mai târziu, soției mele și mie, că s-a creat o situație extraordinar de ciudată în casa lor. Toată ziua întrebau: unde e Iisus? A venit Iisus acasă. A mâncat Iisus. S-a culcat Iisus.
Are Iisus tot ce-i trebuie. Și spun ei, după o vreme, s-au obișnuit așa de mult cu numele Iisus, încât nu mai tremurau când rosteau numele acesta. S-au obișnuit cu ceva care era omenesc. Când vorbim despre Iisus Hristos, vorbim despre o persoană pe care niciodată nimeni nu poate lua de apucat. Pentru că Biblia vorbește despre El în termeni extraordinar de glorioși. Evanghelia după Ioan începe cu aceste cuvinte când îl prezintă pe Iisus Hristos. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Evanghelistul Ioan vorbește despre Iisus Hristos ca fiind Dumnezeul veșnicilor. Venit în lumea noastră să se întâlnească cu oamenii. Dumnezeul creației devine Dumnezeul mântuirii. Apostolul Pavel vorbește despre Iisus Hristos în Filipeni, capitolul 2. Și îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Apostolul Pavel spune, Iisus Hristos este Dumnezeul veșnicilor coborât în trup omenesc ca să mântuiască oamenii. Dar după ce a murit și a înviat, a fost înălțat la cer și Dumnezeu l-a așezat pe scaunul de domnie al Universului și înaintea Lui. Va veni o zi în care tot Universul acesta se va pleca. Toate ființele care sunt în cer, toți oamenii care sunt pe pământ, toți demonii care sunt sub pământ, se vor pleca înaintea Lui și toată lumea va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Și Pilat întreabă, ce să fac cu El? Este în mâinile mele și ce să fac cu El? Când oamenii vorbesc despre Iisus Hristos, scriu despre El cuvinte extraordinare. Un istoric spune, fără armată și bani, Iisus din Nazaret a cucerit mai multe milioane de oameni decât Alexandru Macedon, Cezar, Mahomet și Napoleon la oaltă. Fără studii universitare, a dus mai multă lumină asupra lucrurilor din cer și de pe pământ decât toți savanții și filozofii la oaltă. Fără să fi studiat retorica, a rostit cuvintele vieții ca nimeni altul până la El sau după El. Fără să fi scris vreo carte, a pus în mișcare mai multe penițe, a inspirat mai multe discursuri, a inspirat volume de prosă și poezie, tratate de teologie, lucrări de artă, piese muzicale, mai multe decât toți oratorii, scriitorii, poeții, savanții, teologii, artiștii și muzicienii la oaltă. Napoleon vorbește despre El și spune, recunosc că viața și lucrarea lui Iisus Hristos sunt un mister. Respinge misterul acesta și istoria umană este absurdă. Acceptă misterul acesta și istoria rasei umane are sens. Dar într-un eseu intitulat O viață solitară, autorul vorbește despre Iisus în termenii următori. S-a născut într-un sat obscur, ca fiul a unei femei de la țară. A crescut într-un alt sat. A lucrat într-un atelier de tâmplărie până la vârsta de 30 de ani și apoi timp de 3 ani a fost predicator itinerant. Nu a avut niciodată o casă. Nu a scris nicio carte. Nu a avut nicio funcție socială. Nu a întemeiat niciodată o familie. Nu s-a dus la
celebrităților. Nu a avut scrisori de acreditare. Pe când era încă tânăr, opinia publică s-a întors împotriva lui. Prietenii l-au părăsit. Unul dintre ei s-a lepădat. Altul l-a vândut în mâna dușmanilor. A fost batjocorit și judecat. A fost răstignit pe o cruce între doi tâlhari. În timp ce murea, călăii au tras la sorți pentru singura lui avere, cămașa lui. După ce a murit, a fost îngropat într-un mormânt împrumutat de la un prieten. 20 de secole au trecut de atunci. Și el este punctul central al rasei umane și conducătorul columnei progresului. Nu greșesc dacă afirm că toate armatele care au mărșăluit vreodată, toate flotele lumii, toate parlamentele și toți împărații care au domnit vreodată, toate puse la oaltă, nu au influențat viața oamenilor de pe pământ așa cum a influențat această viață solitară. Și am putea citi afirmații după afirmații. Iisus Hristos este punctul central al Universului. Este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și este în mâinile unui trecător uman. Și în seara aceasta este în mâinile tale. Pilat întreabă ce să fac cu el. Este o întrebare de care depinde viața, moartea și veșnicia fiecăruia dintre noi. La întrebarea aceasta, ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Trebuie să răspundem fiecare individual. Sunt întrebări la care nimeni nu poate răspunde în locul tău și în locul meu. Sunt decizii pe care nimeni nu poate să le ia în locul meu și în locul tău. Sunt în lumea aceasta evenimente la care participăm individual. Nu poate să ne înlocuiască nimeni în evenimentele acelea. Ne naștem individual. Știi că nimeni nu se poate naște în locul tău? Doar tu te poți naște în dreptul tău. Ne naștem individual. Și orice am face, nu ne poate înlocui absolut nimeni în naștere. Trăim individual. Știi că nimeni nu poate trăi viața în locul tău? Absolut nimeni nu poate trăi viața în locul meu și în locul tău. Din moment ce te-am născut, fiecare își trăiește viața lui. O poți fi influențat de unii și alții. Dar influențele acelea nu-ți anulează viața. Influențele acelea se pot dirija viața, dar la urma urmei fiecare își trăiește viața și este răspunzător de viața lui. Murim individual. Știți că murim individual? Cuvântul lui Dumnezeu spune că printr-un singur om a intrat moartea lui. Și moartea, odată intrată în lume, a trecut asupra tuturor oamenilor. Și din clipa aceea toți oamenii mor. Da, pot să moară mulți în același timp, dar fiecare moare individual. Biologic. Fiecare dintre noi are momentul morții lui. Și când plecăm din lumea aceasta, viața noastră se încheie individuală. Dragilor, Biblia spune însă că și judecata lui Dumnezeu este individuală. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Corinteni, capitolul 5, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Deci toți trebuie să ne împățișăm înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ca să ne primim răsplata. Ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Fiecare dintre noi se naște individual, își trăiește viața ca individ, ne încheiem viața individual și Biblia spune ajungem la judecata lui Dumnezeu individual. Fiecare va trebui să se prezinte înaintea scaunului de judecată al Dumnezeu și fiecare va da socoteală de viața lui. Nimeni nu va putea să ia locul tău
le vei îndura sau de care te vei bucura individual. Și apoi, Biblia spune că vom continua viața în veșnicie. Fie în cer cu Dumnezeu, fie în iad cu demonii, ca și în indiviz. De la naștere și apoi toată eternitatea, nu se anulează individualitatea nici unuia dintre noi. Pentru că Dumnezeu, în actul creației, a hotărât să ne dea individualitate, personalitate fiecăruia. De când a început viața pe planeta aceasta și până se va sfârși, n-a fost niciodată, nu este și nu va fi nimeni exact ca tine. Ești unicat în lumea aceasta și nimeni niciodată nu va fi, nu este și n-a fost ca tine. Și deciziile pe care le iei în viață, care sunt rezervate de Dumnezeu să fie deciziile tale personale, intră în responsabilitatea ta și în responsabilitatea mea. Una din întrebările acestea este cea ridicată de Pilat. Ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Este o întrebare la care nu poate răspunde nimeni în locul meu și nici în locul tău. Trebuie să răspund. Ce să fac cu El? Răspunsul la întrebarea aceasta trebuie să fie un răspuns specific. Întrebarea ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul nu acceptă răspunsuri generale. O vedea ce au făcut și ceilalți, răspunsul la această întrebare trebuie să fie extraordinar de specific. Aș vrea să iau din Scriptură câteva lucruri care determină clar termenii în care poți răspunde la această întrebare. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Matei, la capitolul 6. Evanghelia după Matei, capitolul 6. Versetul 24. Fiul lui Dumnezeu spune: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamon. Când ai răspuns la întrebarea ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul, Fiul lui Dumnezeu spune: ori îl iubești, ori îl urăști. Este răspuns polar. Ori îl iubești, ori îl urăști. Nu există linie de mijloc. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Fiecare stăpân, fie că este vorba de Hristos Domnul, fie că este vorba de diavol, cere loialitate absolută. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Când răspuns la întrebarea ce să fac cu Iisus, care se numește Hristosul, Biblia spune, ai două alternative. Îl iubești sau îl urăști. Continuă cuvântul lui Dumnezeu în Matei 12. Matei 12, versetul 30. Domnul Iisus spune de la versetul 30, când ne asigură despre suveranitatea lui Dumnezeu, că despre voi până și perii capului vă sunt numărați, de să nu vă temeți, voi sunteți mai depres decât multe vrăbi. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. După ce te asigură că ne cunoaște în cele mai mici detalii, Fiul lui Dumnezeu spune, la întrebarea ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul, ai doar două posibilități. Să-L mărturisești sau să te lepezi de El. Fie mărturisești ca Fiul de Dumnezeu, fie te lepezi de El. Nu există cale de mijloc. Ori îl mărturisești, ori te lepezi de El. Un grup de oameni îmbrăcați
Botezul este o mărturie publică. Este o alegere a mărturiei, pentru că cealaltă variantă este a lepădării. M-am lepădat de el. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei, capitolul 10. Matei, capitolul 12, versetul 30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Domnul Iisus spune la întrebarea, ce să faci cu Iisus care este Hristosul? Ești cu El sau împotriva Lui? Lucrezi împreună cu El sau lucrezi împotriva Lui? Nu există alternativă între aceste două răspunsuri. Când este vorba de viața noastră lăuntrică, Apostolul Petru spune, în inima noastră avem o altă posibilitate de a alege. 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domnul. Și în Evrei, capitolul 10. Epistola către Evrei, capitolul 10. Versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Când este vorba de reacția ta în inimă, ai două alternative. Îl încoronezi pe Iisus Hristos ca Domn a vieții tale sau îl calci în picioare. Nu ai cale de mijloc. Ori îl încoronezi ca Domn, ori îl calci în picioare și îți bagi joc de El. Și când Fiul lui Dumnezeu ne vorbește despre venirea Lui în lumea noastră, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 12. Biblia ne spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copiii a Lui Dumnezeu. Îl poți primi sau îl poți respinge. Când este vorba de relația noastră cu Fiul lui Dumnezeu, nu există teren neutru. Nu există această zonă în care să spui, eu nu iau nicio decizie. Biblia spune, deciziile sunt foarte clare. Ori îl alegi ca stăpân și îl iubești, ori îl urăști. Ori îl proclam ca Domn al vieții tale, ori îl calci în picioare. Ori lucrezi împreună cu El, ori lucrezi împotriva Lui. Ori îl primești, ori îl respingi. Îl ții afară, îl dai afară din viața ta. De aceea, la momente de evanghelizare, când se întreabă cine vrea să se întoarcă la Iisus Hristos, întrebarea are doar o singură alternativă. Cine vrea să respingă pe Hristos? La întrebarea, cine vrea să-L așeze pe Hristos ca Domn al vieții lui? Varianta cealaltă este, cine vrea să-L calce în picioare pe Hristos? La întrebarea, cine vrea să lucreze împreună cu Hristos? Alternativa este, cine vrea să lucreze împotriva lui Hristos? Întrebarea aceasta, ce să fac cu Iisus Hristos din Nazaret, are doar răspunsuri care se exclud reciproc. Nu le poți avea pe amândouă. Pilat a înțeles lucrul acesta. Și cu toate acestea a încercat să scade lucrurile. De întrebarea aceasta și de răspunsul pe care îl dă, depinde viața, moartea și veșnicia fiecăruia dintre noi. Pentru că Iisus Hristos este singura cale de pe pământ spre cer. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl
de câmpinii. Când iei decizia aceasta în legătură cu Iisus Hristos, decizia este legătură cu drumul tău de aici de pe pământ înspre veșnicie. Nu există de pe pământ un alt drum spre veșnicie decât drumul prin Iisus Hristos Domnul. Și când este vorba despre mântuirea omului, când este vorba despre mântuirea noastră, cuvântul lui Dumnezeu spune că în cer nu este recunoscut niciun alt nume în afară de numele lui Iisus Hristos. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume, sublinează rog, niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți. În tot universul acesta nu există niciun alt nume în care să obții mântuire. Singurul mântuitor, singurul nume care este recunoscut în universul acesta pentru timp și veșnicie, ca fiind mântuitor, este Domnul Iisus Hristos. De aceea, când răspunzi la întrebarea aceasta, răspunsul afectează calea ta spre cer și dreptul de a intra în cer. În cer nu se poate intra pe baza niciunui alt nume decât pe baza numelui Domnului Iisus Hristos. Și în ziua judecății, în ziua în care fiecare va sta înaintea scaunului de judecată lui Dumnezeu, Apostolul Pavel ne spune: nu există niciun alt mijlocitor, niciun alt apărător. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5 și 6, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea potrivită. Apostolul Pavel spune: nu există niciun alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Poți să invoci orice alt nume. Poți să invoci orice alt sfânt. Poți să invoci orice altă tradiție. Biblia spune clar: între Dumnezeu și oameni nu există niciun alt mijlocitor. În cer nu este recunoscut niciun alt nume pentru mântuire decât numele Iisus Hristos. Și singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este Iisus Hristos Domnul. Și Biblia spune: dreptul acesta de a mijloci între noi și Dumnezeu l-a câștigat atunci când venim pe pământ. A luat păcatele întregii omeniri și s-a dus să plătească prețul pentru ele prin moartea lui pe cruce. În lucrarea aceea de substituire, când pentru păcatele fiecăruia meritam să primim judecata lui Dumnezeu, Iisus Hristos a dus să moară în locul nostru. Și când și-a dat viața în locul nostru și Dumnezeu l-a înviat din morți, El și-a câștigat dreptul să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. În ziua aceea, înspăimântătoare, când vor fi scoase la iveală toate gândurile, toate vorbele, toate faptele, toate tainele ascunse ale fiecăruia, în ziua aceea când totul va fi gol și descoperit înaintea întregului univers, în ziua aceea, știți care este mântuirea mea? În ziua aceea, la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos a spune: Tată, El a ales să-și dea viața lui mie. Tată, El este al meu și în locul Lui am achitat eu absolut tot. El poate să intre în veșnicie pe baza șefei. Dacă n-ar fi numele acesta, n-aș avea niciun fel de nădejde pentru veșnicie. Cei care sunt îmbrăcați în haine albe mărturisesc același lucru. Ei sunt astăzi în haine albe, semn a curăției.
Pentru că Iisus Hristos a plătit prețul lor. Nu este niciun alt mijlocitor. Vineri seara, după încheierea serii de evanghelizare, s-a apropiat de mine un distins profesor universitar dintr-un alt oraș, de la o mare universitate a României, a participat la seara de evanghelizare și la terminare ca celor să stea de vorbă cu mine. L-am invitat în biroul meu și timp de 20 de minute doar a plâns. Și a spus, pentru mine seara aceasta a fost o seară în care a fost confruntat cu veșnicia. Și apoi m-a întrebat, domnule pastor, chiar trebuie să schimb religia? Și a spus, domnule profesor, întrebarea dumneavoastră nu este întrebarea corectă. Întrebarea corectă a dumneavoastră este, ce faceți cu Iisus Hristos? Pentru că nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. Și mă întreabă, scrie asta în Biblie? Și a luat Biblia și i-am arătat unde scrie. Și a început să plângă din nou. Și a spus, 60 de ani de viață i-am trăit fără să mă împac cu singurul meu mijlocitor. Mare har cu Dumnezeu cu mine că m-a lăsat în viață până seara aceasta. N-ai niciun alt mijlocitor. El este singur. Dar numele Lui mai are un domeniu pe care îl acoperă. În 1 Epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 7. Și până la versetul 9 și 10 inclusiv. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este cu noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Și cuvântul Lui nu este noi. Știți ce ne spune Biblia? Poate să spună cineva că El n-a făcut niciun păcat de la naștere până în clipa prezentă? Este cineva care poate să spună, eu n-am avut niciodată un gând nepotrivit, necuvincios. N-am avut niciodată vreo vorbă nepotrivită, necuvincioasă. N-am avut niciodată vreo faptă nepotrivită, vreo atitudine nepotrivită. De când m-am născut până astăzi, viața mea este curată ca lumina soarelui. Dacă cineva s-ar încumeta să spună asta, Biblia spune, omul acesta stă față în față cu Dumnezeu și spune, Dumnezeu este cel mai mare mincinos. Pentru că Dumnezeu spune, toți oamenii au păcătuit. Este cineva care are îndrăzneala să spună din mulțimea aceasta, Dumnezeu este cel mai mare mincinos? Eu n-am niciun păcat? Toți au păcătuit. Și Biblia spune, plata păcatului este moartea. Ca să scăpăm de moartea veșnică, trebuie să rezolvăm problema păcatelor. Și Ioan ne spune, dacă îi le mărturisim lui Hristos, ce să fac cu El? Să recunosc că e Fiul lui Dumnezeu și Mântuitor. Îi mărturisesc păcatele. Și dacă îi mărturisesc păcatele, în clipa aceea sângele Lui mă curățește de orice păcat. Mă eliberează de ele și din clipa aceea mă pot împăca cu Dumnezeu. N-am sunt niciodată experiența pe care am avut-o cu versetul acesta, fiind păstor aici în Biserica Emanuel în urmă cu ani de zile, un băiat de vreo 15-16 ani s-a îmbolnăvit de leucemie.
Și era ultima fază a vieții acasă în pat, dat afară din spital. Era în agonia durerilor înspăimântătoare. În durerile acelea, era chinuit în cugetul lui și nu putea dormi, era frământat și măcinat de chinuri sufletești cumplite. M-am dus să-i fac o vizită la patul lui, patul morții lui, acasă. Am cerut familiei să mă lase numai cu el. Și am aflat de la băiatul acela că este cumplit de înspăimântat de gândul că se duce în veșnicie. Și nu-i pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu. Și am citit versetul acesta. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și m-a întrebat, scrie așa ceva în Biblie? M-a rugat să-i aranjez pernea, să se poată ridica puțin, să poată vedea. Și-a pus degetul lui pe versetul acesta și l-a citit. Și în clipa următoare, a izbucnit în rugăciune. Și-a mărturisit Domnului păcatele. După ce a mărturisit Domnului păcatele, a venit peste el o liniște extraordinară. I s-a înseninat fața și a spus, acum nu mai mi-e frică să mor. Și m-a rugat să mai stau cu el și să cânt. Și am cântat împreună cu el, sună harfa laudei mele, numai pentru Dumnezeu. La nevoi și la durere, aleluia, îi cânt eu. Fericit e cine are pe Domnul de la ajutor. Cine lui îi se supune. Și e ascultător. Fie bine, fie rău. Domnul este scutul său. Am mai trăit câteva zile și când își revenea din dureri, cânta singur, sună harfa laudei mele numai pentru Dumnezeu. Unii în cei ce sunt aici au fost la slujba de mormântare. Cu această cântare am început slujba de mormântare și am încheiat slujba de mormântare. Pentru că atunci când te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu, atunci când ți-ai deschis inima, sângele Lui te curățește de orice păcat. Pentru vecii vecilor vei sta înaintea lui Dumnezeu, eliberat de pedeapsa păcatelor, slăvit să fie Dumnezeu. Ce să fac cu Iisus Hristos? Ce să fac cu El? Pentru o seară, El este înaintea ta. O veșnicie întreagă vei sta tu înaintea Lui. Pilat l-a avut pe Iisus Hristos în mâinile Lui și a întrebat pe alții ce să fac cu El. Și când a întrebat ce să fac cu El, a primit două sugestii, două sfaturi. Soția Lui a spus, este neprihănit să nu te întorci împotriva Lui. Mulțimea a spus, răstignește. Soția Lui a spus, iubește. Mulțimea i-a spus, urăște. Și Pilat a crezut că poate să facă ceva să nu decide. Știți ce a făcut Pilat? La presiunea mulțimii și în fața cugetului lui și a sfaturilor primite de la soția lui. Pilat a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a spus, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. De ce și-a spălat Pilat mâinile? În cartea de Deuteronom, la capitolul 21, legea lui Dumnezeu stabilea procedura de nevinovăție a unei cetăți dacă în apropierea cetății era găsit trupul unui om mort. Aș vrea să mă citesc. Dacă în țara pe care ți-o dă Domnul în stăpânire, Dumnezeul tău, dacă ți-o dă stăpânire Domnul Dumnezeul tău, se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit. Bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetățile de prin prejur. Când se va hotărâ cetatea cea mai apropiată de trupul mort,
bătrânii din cetatea aceasta să ia o vită care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la joc. Și dacă se ducă vita aceea într-o vale cu apă, care nu seacă niciodată și unde nu se arată, nu se ară, nici nu se seamănă și acolo se taie capul vitei din vale. Atunci să se apropie preoții, fiii lui Levi, căci pe ei a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-i slujească și să binecuvinteze numele Domnului. Și ei trebuie să operească în orice ceartă și orice rănire. Toți bătrânii din cetatea aceea, cea mai apropiată de trupul mort, să-și spele mâinile pe vita căreia i-au tăiat capul în vale. Și luând cuvântul să zică, mâinile noastre n-au vărsat sângele acestea și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Doamne, pe poporul tău Israel, pe care l-ai răscumpărat, nu pune sângele nevinovat în socoteala poporului Israel. Și sângele acesta nu-i va fi pus în socoteală. Asta era legea lui Moise. Dacă era o crimă la care nu s-a găsit vătașul, conducătorii cetății trebuiau să spere mâinile, să spună, nu știm cine e vinovatul, n-am văzut cine a săvârșit crima, ne spălăm pe mâini înainte lui Dumnezeu și spunem, noi suntem nevinovați și Doamne, iartă toate păcatele poporului tău. Ce face Pilat? Stă față în față cu Fiul lui Dumnezeu. Primește două sfaturi. Iubește-l și răstignește-l. Îl dă pe Iisus în mâinile vrăjmașilor, el are autoritatea finală de guvernator și apoi vine să spele mâinile și spune, eu sunt nevinovat. Și ce urma conform legii lui Moise era să spună, sângele acesta să nu cadă peste popor. Dar știți ce spune dușmanul Iisus? Sângele lui să cadă asupra noastră. Pilat a vrut să se folosească de un șiretlic religios. Să se spele pe mâini, să spună, nu i-am hotărât, ci voi ați hotărât. A apelat la șiretlicul acesta ca să n-aibă probleme nici cu dușmanul Hristos, nici cu împăratul de la Roma și să-și amețească și conștiința lui. La scurtă vreme după incidentul acesta, Pilat a fost înlăturat din funcție și chemat la Roma. Și tradiția spune că a venit peste Pilat o criză spirituală atât de puternică încât într-o zi nu a mai suportat viața și s-a dus să-și pună capăt zilelor aruncându-se în Tibru și s-a sinucis prin înnecare. Și o legendă spune că din ziua aceea până în ziua de astăzi, Pilat este în iad și totuși spală mâinile și când se uită la ele, sunt tot pline de sânge. Și el este vinovat de sânge, de aceea se tot spală. Și ăsta e iadul lui. Veșnic pătat de sânge și cu remușcări. Un om care s-a încărcat cu sângele lui Iisus Hristos, spunând că e nevinovat, dar când stai înainte lui Hristos, ești ori cu el, ori împotriva lui. Pilat a crezut în ziua aceea că poate lua cale de mijloc. Dragul meu, nu este cale de mijloc. Nu prietenii care te trag în păcate, nu părinții care îți dau un sfat sau altul, nu oamenii care vin după tine și spun doar mă să-ți îngropi viața de tânăr, vor da socoteală de sângele lui Iisus Hristos pe mâinile tale. Vei da singur socoteală. Dar doar la câteva ceasuri, în timp ce Hristos era pe cruce, un tâlhar s-a îndreptat spre el și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și acelui tâlhar Hristos îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Un om care l-a adus pe Hristos lângă el pe cruce și a spus, Doamne, eu mă întorc înspre tine. Doamne, te recunosc ca împărat. Doamne, viața mea a fost un faliment teribil. Dar nu vreau să am și veșnicia teribilă. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce vei face în seara aceasta cu Iisus Hristos? Ce vei face cu El?
pentru o clipă, este mâinile tale. Și va trebui să hotărăști. Este cea mai importantă decizie pentru viața, moartea și veșnicia. Haideți să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte că la întrebarea aceasta nu poate răspunde nimeni în locul tău. O, dacă am putea răspunde noi în locul tău, am fi răspuns de ani de zile în dreptul fiecăruia și am fi spus, Doamne, noi te încoronăm ca Domn peste viața aceasta. Dar nimeni nu poate alege. Numai Tu. Și poți alege doar atunci când Hristos este la ușa inimii tale. În seara aceasta El spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la El. Timp ce biserica se roagă, pentru că se dau hotărâri spirituale, urmează hotărârea ta. Îl iubești sau îl urăști? Lucrezi împreună cu El sau lucrezi împotriva Lui? Îl încoronezi ca Domn al vieții tale sau îl calci în picioare? Accept jertfa Lui pentru iertarea păcatelor tale sau respingi jertfa Lui și rămâi cu păcatele asupra sufletului tău. Îl primești sau respingi? Este ceasul alegerii tale. Doamne, este atât de măreț ceasul acesta. Pentru că hotărârea care se ia de El afectează destinul la fiecare dintre cei ce stăm astăzi aici. Te-ai coborât în lumea noastră să cauți și să mântuiești pe cei pierduți. Și Doamne, îți mulțumim că de 2000 de ani ușa iertării și a harului este deschisă. Mulțumim că și seara aceasta o ții deschisă pentru mulți, mulți oameni. În ceasul acesta, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să copleșească fiecare persoană care a intrat aici. Duhul lui Dumnezeu e singurul care poți acum lucra la decizia aceea lăuntrică a fiecărui suflet. Cunoști tendințele între care se spate fiecare. Doamne, îi cunoști pe aceia care sunt gata să spună, Te aleg. Mă întorc la Tine. Te declar Domnul meu și Dumnezeul meu. Doamne, revarsă-ți îndurarea și iertarea peste ei. Îi cunoști pe aceia care sunt împovărați din păcate. Îi cunoști pe aceia care sunt la un pas de veșnicie și care sunt povara păcatelor strigă după iertare. Mulțumim pentru sângele iertării. Doamne, revarsă-L peste fiecare păcătos și dă, Doamne, eliberarea sufletului. Mulțumim că este deschisă ușa îndurării Tale. Doamne, în seara aceasta oamenii stau aici cu viețile lor și pot abuza de viață. Doamne, nu-i lăsa să-și bată joc de viața lor. Oamenii stau în fața veșniciei cu sufletele lor. Nu-i lăsa să-și piardă sufletele. Stau între rai și iad. Între Hristos și cel rău. Ajută-i să-L aleagă pe Hristos. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Este momentul alegerii tale. Când nimeni nu se uită nici în stânga, nici în dreapta, dacă l-ai ales pe Iisus, spune, Doamne, întărește alegerea mea până în ziua venirii tale.
Dacă ești acum în bătălia aceea a alegerii, spune: Doamne, dă-mi zbânda ta cerească. Dă-mi ajutorul tău în momentul acesta. Dacă ești gata să spui: Doamne, în seara aceasta am hotărât. Am hotărât ce să fac cu tine. Am hotărât să te iau Domnul și Dumnezeul meu, Mântuitorul meu. Am hotărât să mă întorc la tine, să te primesc în viața mea. Și dacă asta e hotărârea ta, am să te rog să o mărturisești atunci printr-o mână ridicată, acolo unde ești. Și începem cu cele la balcon. Ridică mâna sus și ține o clipă, slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Da, Dumnezeu să copii de puteți la balcon, dacă sunt alții. Ține mâna sus, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Jos aici, sub balcon, în sală, jos. Adică mâna sus și ține, dacă l-ai ales pe Hristos în seara aceasta, este înaintea ta să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dacă sunt alții, adică mâna sus și ține, să pot vedea o clipă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă primească. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În spatele corului. Te-ai așezat acolo și în seara aceasta hotărăști ce să faci cu Iisus, care este Hristosul. Dacă ai vrea să-L primești, ridică mâna sus. Și ține o clipă ca să o pot vedea. Poate ești pe intervale. Ești la balcon la intrări. Ești pe cum sau în sala de luptă. Cineva a hotărât să-L primească pe Dumnezeu la o evanghelizare, a trecut în spatele unei colonade pe hol. Și a spus: nu m-a văzut nimeni, dar m-a văzut Dumnezeu acolo. Dacă acolo ești, alege-L pe Hristos în seara aceasta. Bătălia aceasta este extraordinar de grea. Tot iadul se răpustește asupra ta. Să te facă să amâni. Dar de fapt amânarea este respingerea, călcarea la picioare a harului lui Dumnezeu și a jertfei lui Iisus Hristos. Este întoarcerea sfatului pentru singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. De aceea am vrea să slujim în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu și să te chemăm și să te încurajăm în pacte cu Dumnezeu. Și corul bărbătesc va cânta momentele care urmează. Și în timp ce cântă corul bărbătesc, rămânem în rugăciune. Dragii mei, nu s-a încheiat bătălia. Fost mulți cei care au ales în seara aceasta să se întoarcă la Hristos. Dar sunt mulți alții care stau în umbră. Sunt mulți alții care se dau bătălie extraordinare. Sunt mulți alții care stau acum în umbră la veșnicie. Strigă către Dumnezeu dacă îl cunoști. Roagă-te pe nume pentru el și spune: Doamne, în seara aceasta ajută-l să se împace cu Domnul. Cântarea aceasta spune: din întuneric și păcate, Iisus, eu vin. Iisus, eu vin. La lumină și la dreptate, Iisus, eu vin. Într-o lume Jesus, Jesus.
vine și eu vin, dacă mai este cineva. Adică mâna sus și țin eu și spune, mă întorc și eu. Să vă binecuvinteze Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul.